Haideți să trecem acum la partea asta a bancului de lucru. Să vă arăt cum am organizat-o și ce am făcut aici. Deci, aici într-o parte mi-am pus setul de șurubelnițe. Am prins două menghine. Aici am câteva spirale SDS pentru beton. Aici un suport unde îmi țin niște marcare, niște pensule de curățat, creioane, ceva accesorii, uite și o pilă, ceva accesorii să le am la îndemână pentru trasat, pentru ce mai am nevoie. Aici mi-am prins echerele de trasat pentru tâmplărie, o riglă, le-am prins așa în niște șurubele din astea, în niște holșuruburi. Aici mi-am pus cheile pentru strângerea discurilor la polizoare, o foarfecă, o perie de curățat, niște bonfire, mai mic, mai mare, de alta de la Hitachi am agățat-o și eu acolo, și aici un loc pentru ciocane, ciocanul de gumă, ciocanelul tip barus, ăsta tip tâmplărie. Aici mi-am pus nivelele, le-am agățat una lângă alta să știu de ele. Pe partea de jos mi-am agățat ruletele, două mari, două mici. Aici mi-am pus cele două osituri de la Bosch, spiralele și biții, ochelarii de protecție, am și fumurii pentru soare și două perechi transparente. Aici mai am un lanț de rezervă pentru drujba Makita, pe ăsta vi l-am mai arătat. Și aici am un sistem de organizare, pe ăsta vi l-am arătat în clipul când vă arătam materialele cumpărate de la Dedeman. Sunt două panouri din plastic pe care se pot pune diferite agățători din astea cu diferiți suporți. Aici sunt niște vase din astea pentru pus fel de fel de accesorii. Eu mi-am pus câteva șuruburi pe care le folosesc, câteva holșuruburi pe care le folosesc mai uzual, să zic așa. Mi le-am pus să le am la îndemână și mi-am pus da, ce am avut și eu nevoie, niște rezerve pentru cutter, un scotch, capse, ce-mi trebuie să am mai la îndemână. Aici câteva spirale pentru pregăurit, tot la fel să le am la îndemână, accesorii, șurubele mai mici, mai mari, holșuruburi și tot așa. Încoace, uite, un suport pentru cutter. Asta este șurubelnița în T de la Wolfcraft, metrul. Un suport aici simpatic pentru chei, să le am în ordine. Când am nevoie, vin și îmi iau exact ce măsură îmi trebuie. Un suport așa pentru șurubelnițe, în spate acolo, poate reușesc să prind, mai sunt câteva locuri unde mi-am pus niște prelungitoare pentru biți, un zincuitor și ce am mai intrat acolo, și mi-am agățat în principal ce am nevoie, toate modelele de tăiat, de strâns, patenți, foarfeca de tăiat tablă, menghina pentru strângerea lamei la drujbă, un clește din ăsta papagal și așa mai departe. Bancul l-ați văzut în clipul când l-am făcut. Am dat drumul la neon, de aia se vede lumina așa și îmi pare rău pentru cum se vede, dar l-am aprins pentru că
Vreau să am o lumină mai bună în zona asta, să vă arăt ce am făcut. Este o lampă neon luată de la Dedeman, un Hof. Are 38, nu, 36 de wați și e de 1 metru lungime. Și am prins-o așa pe o scândură din asta ca să lumineze cumva deasupra bancului de lucru. Face o lumină foarte bună, chiar și seara. O să vă arăt și seara cum se vede. Este suficientă pentru bancul meu de lucru. Și mai am să vă mai arăt menghina. O să încerc să mă dau în partea asta ca să am o lumină mai bună. Asta este o menghină de 100. Are lățimea fălcilor. Am cumpărat-o de la Hornbach. O menghină foarte bună. Nu mai știu acum dacă este din fontă sau oțel masiv. Dar sunt foarte mulțumit de ea. Am prins-o de blatul ăsta de lemn cu niște șuruburi din astea cu piuliță de 10. Are 3 piciorușe. Și se poate și roti, dacă am nevoie să o pună din coace sau în partea asta. Are aceste chestii cu care o slăbesc sau o strâng și o poziționez așa cum am eu nevoie. Deocamdată o să stea așa dreaptă. Sursă de lumină, mi-am prins un prelungitor. Aici l-am strâns așa, l-am fixat în niște colțare din astea, ca să-mi stea fix acolo, să nu joace. Și ăsta este ștecherul de la lampa LED. Haideți să o pun înapoi că nu prea am lumină. Deși e soare afară, totuși nu se vede cum aș vrea eu. În principiu, și mi-am pus aici cleștii de la Wolfcraft. I-am agățat și eu aici de scândură. Pe ăștia îi folosesc cel mai des pe la tâmplărie. Mai prind o șipcă să-mi stea fermă, să o pot tăia. Și cam asta este bancul meu de lucru, biroul, cum îmi place mie să-i spun. Biroul meu. Am și scaunul ăsta care se poate regla pe înălțime. Mai stau aici, mai îmi beau cafeaua. În vara asta aici o să-mi beau cafeaua în fiecare dimineață. Să stau printre unelte. Mai am un radio, nu vi l-am arătat pe ăsta. Ascult la el. Merge cel mai bine Europa FM. Că fără un radio în atelier nu prea merge. Știți cum stă treaba. Și da, cam asta e. Micul meu atelier improvizat aici la mansardă. Pentru că aveam neapărată nevoie de așa ceva. Să am și eu toate sculele organizate, toate uneltele, accesoriile, să vin aici cu ochii închiși dacă am nevoie de ceva să folosesc. Înainte nu găseam niciun șpiral dacă aveam nevoie. Acum știu exact unde sunt fiecare și cam așa arată micul meu birou provizoriu. Asta până când o să-mi fac în grădină, vreau să-mi fac acolo în capătul grădinii, unde am livada, un atelier așa cum trebuie, din lemn, cu lambriu frumos, exact cum trebuie. Și acolo voi avea spațiu mult mai mult să-mi pun la oaltă absolut toate sculele și uneltele pe care le am. Că am și pentru grădinărit o groază de utilaje, de unelte. Am și pentru zidari, pentru faianțari.
Absolut tot ce este nevoie la o curte. Că nevoia te mai învață să spui și singur, o faianță, o gresie, să-ți mai faci treburile și singur. Asta se numește că ești un gospodar adevărat. Să știi să faci din toate câte ceva. Nu am nevoie să fiu cel mai bun, dar vreau să știu să-mi fac singur anumite chestii. E adevărat că nu o să mă bag la absolut orice, de exemplu, la instalații de gaze, până acum nu am avut curaj să mă bag. Acolo l-am băgat pe cumnatul meu că el a lucrat 20 de ani la gaze și știe. Dar mă pot băga la o instalație de gaze, la o instalație electrică, deși chiar și acolo am un pic de emoții pentru că sunt chestii periculoase care implică responsabilitate și trebuie făcute bine. Bun. Cam atât. Și cu acest clip v-am arătat atelierul. Îmi pare rău pentru luminozitatea pe care o avem în acest clip, dar nu am cum să mă poziționez în altfel. Fereastra pe unde intră soarele este chiar în față și automat că îmi ia tot contrastul camerei și nu se mai vede nimic în rest. Dar zic eu că am reușit să vă arăt în mare cam cum am făcut aici la atelierul de la mansardă. O să ne reauzim la clipul următor. Nu știu în momentul de față ce o să vă arăt. Cert e că o să apară destul de curând un alt clip. Vă doresc ca de obicei să aveți chef de treabă, că tot a venit primăvara și aveți și voi activități de făcut prin curte, prin grădină. Așadar, până la clipul următor, numai bine și chef de treabă să aveți. Acum, dacă tot v-am arătat atelierul, haideți să vă arăt cum am și magazia asta din spatele grădinii. Aici nu este atât de ordonat și de aranjat ca în atelier, dar am zis să fac un clip complet. Deci aici mi-am agățat așa câteva unelte de-astea pentru grădină, cazmale, lopeți mai mici, mai mari, mai înguste, mai late, foarfeci, greble pentru iarbă, pentru ce mai ai nevoie, furcă și alte accesorii, târnacoape, sape puse pe acolo. Le-am aranjat și eu cât de cât tot așa să știu de ele. Niște lăzi unde mai am niște unelte pentru grădinărit. Asta e șezlongul care nu a mai fost folosit de când am luat hamacul. Și lopeți, asta este un zdrobitor pentru struguri, în special l-am luat. Un suport de furtun. Asta este un distribuitor de semințe sau de îngrășământ. O să mă vedeți cu el lucrând când o să îl folosesc la gazon, că vreau să dau cu îngrășământ, mănuși, sfoară și na, ce mai trebuie și alte materiale. Le-am mai pus și eu pe aici. Sunt destul de îngrămădite pentru că nici asta nu e foarte mare. Și cumva, cumva a trebuit să le bag și eu pe aici. Nu e la fel de ordine ca în atelier, dar nici nu intru foarte des aici. Asta e mașina de tuns iarbă. Aici mai am o poliță făcută, tot așa, pe unde mi-am pus și eu niște cutii cu lucruri și alte chestii. Absolut tot ce nu ai nevoie prin casă, să nu te încurci de ele, le bași prin magazie. Important e să fie cât de cât ordonate, ca să știi de ele atunci când, uitați câte cutii. O să intru probabil mai și pe aici niște materiale amorse, anumite chestii. Asta de magazia asta ne folosim toți, și eu și maica mea și fratele meu. Mai are și el cutii cu mâncare pentru albine, pentru, da. Acolo mai am un teasc mai mic, nu l-am mai folosit de câțiva ani de zile.
Nu știu dacă mai merge folosit, dar oricum o să iau un teasc mai mare, când o să-mi crească și mie vițele de vie pe care le-am pus. Acolo sunt jucăriile lui băiețelul meu. Motociclete și jucării pe care nu le mai folosește, că a crescut mare și nu mai le folosește. Deci e furtun pentru grădină. Deci, așa cum v-am spus, aici nu e la fel de ordonat ca acolo, dar asta e situația. Nici n-ai cum să le pui în așa fel încât să fie ca la farmacie. Dar eu zic că sunt cât de cât puse în așa fel încât să știu de ele când am nevoie, să-mi iau ce-mi trebuie, exact ca și la atelierul pe care vi l-am arătat mai devreme. Și în vara asta, dacă o să am timp, o să intru și aici un pic să fac și aici un pic de ordine. Poate mai triez de prin ele, mai... Da. Am zis să vă arăt și cum am pe aici. Dacă tot m-am apucat să fac clipul ăsta, căruțul de piață, nu l-am mai folosit de ceva vreme. Și cam asta e. Uite, niște poze vechi, un tablou cu poze vechi. O maică mea săracă, când era și ea tânără, cu taică meu, frații și surorile mele când erau mici. Asta e un tablou foarte vechi. Și l-am păstrat. Sunt amintiri. Da, cam asta a fost. Am zis să vă arăt și aici cum e. Dacă tot m-am apucat să fac clipuri de genul ăsta. Bine. Păi rămâne cum v-am spus și până să mă bag să filmez aici. Vă doresc chef de treabă, numai bine și ne reauzim la clipul următor.